Au făcut scout, un rush rapid pe B. Lord este, Delta face două eliminări. Sahen îi face trade. Rene foarte bine. Au pușat amândoi short-ul. Rene cu strafer e ținut în bază de Martinez. Rene se retrage, Alex este infiltrat în cave, nu este știut. Rocking omoară jucătorul venit la învăluire. Sahen face Sahen lucruri. Rene extraordinar aici cu o eliminare pe Alex. Și rămâne Martinez în situație de 1 vs 2. Rene aici nu trebuie să se arate, trebuie să arate. Bravo Rocking! Bine Rocking! Let's go! Avem 1-0, băi. Lord cu AVP-ul aici la B. Extraordinar, Lord le elimina pe Polaro advers. Și Andoloco încearcă un combo. Death iese în gogoașă. Din păcate Rocking cade. Au doi oameni în acest X. Lord este văzut la marginea smoke-ului. Alt X. Sahen caută un om la gogoașă. Extraordinar, Sahen este acasă, băieți. Băieți, este acasă, Sahen. Sahen este eliminat. Rene foarte bine cu eliminarea aici în mid. Dar Sahen s-a dus de unul singur cu bomba. Bine Rene aici cu eliminare, dar nu cred că mai e timp. Și Rene e secat. Nu mai are timp. Deci nu înțeleg decizia asta, ataca X-ul ăsta. Bine Sahen. Bine, trade frag de la Rene. Bine Lord. Nu se poate, Rocking. Mă bată tata. Se gândește Lord să se uite, dar nu cred că se gândește. N-a avea ce să facă. Rămâne Rene în situație de 1 vs 3. Se pare că avem un setup, uite, din nou ocupă rapid. Nu știu ce să zic de runda asta. Lord a fost și el eliminat. Nu a reușit. Andu cu o eliminare la gogoașă. Puteam să le spargem economia, să ne distanțăm la 6 runde. Death aici a pușat din B și l-omoară pe Sahen pe la spate. Rămâne Andu singur și va... Foarte bine. Foarte bine Andu. Runda 1 vs 4 pentru Andu Loco. Dar din nou nu se așteaptă să-i vină adversar din stânga. Foarte târziu vine Death ăsta și mereu vine Bunurile ca nebunul. Din nou David ocupă Xbox-ul rapid. Nu înțeleg de ce tot nu ne învățăm să facem Rocking la lurk cu celălalt site. Sahen a ocupat X-ul. Vine Andu Loco. Bravo. Și rămânem în situație de 2 vs 2. Doar Lord este full HP. Bine Lord. Și acum trebuie să stai după bătaie. Bine, mă! Frumos, mi-a plăcut. Calibri, AVP și AK. Încercăm să ocupăm repede gogoașa. Rocking dă ceva damage. Sahen, să vedem dacă va fi verificat. Este verificat, dar nu convingător de Rene. Au un om în templu. Iată, neapărat. Bine, Sahen aici cu o eliminare. Mopil omoară pe Lord. Andu Loco tocmai ce și-a anunțat poziția. Sunt 2 vs 3 și au fost eliminați ambii jucători. Partea pozitivă. Mergem să luăm mid-ul cu 3 oameni. Rocking face trade frag-ul. Da, nu e cazul. Martinez cu 2 eliminări. Da. Să vedem dacă va câștiga duelul. Era și secat, mai avea 40 HP. Rămâne Rene în situație de 1 vs 4. N-a adus nici AVP-ul în următoarea rundă. Rene a dat molly în smoke. Al doilea molly a fost mai reușit. Lor deja a fost eliminat.
Lord Chicoloking au fost eliminați pe mid, precum și Ando Loco. Rămân în situație de 2 vs 4 om side B și mai au un jucător în cave. Un point destul de îndoielnic. Se poate pune bomba. Dar mobul ei ocolește pe lângă pilarul ăsta de plant. Rocking stă în smoke pe mid. Uite și pe ăștia ce fac. Unul fuge și vine altul să mă bată tatăl. De asta l-a indus în eroare pe Rocking și s-a băgat prin smoke. Rămân din nou, fac două entry fraguri Movistar. Trei entry fraguri. Deja s-a instalat panica un pic. Foarte bine Ando aici cu un frag pe B. Rămân în situație de 2 vs 3 Rene cu Ando vs Movistar. Martinez cu un flick aici pe Ando, reușește să-l răpună. Și vine Dead să întârzia pe midingul. Foarte bine Ando reușește aici trade fragul. Nu se poate, Martinez ăsta le simte pe toate. 3 la 3, runda 3 la 3. Avem bomba plantată pe bomb site A. Și Sahen vine foarte bine și elimină omul de la gugoașă. Este așteptat de Lord. S-a scărpinat puțin Lord la runda asta, de asta a mutat ținta. Și foarte bine se uită Lord acum în spate, Sahen se ascunde. Și jucăm la timp. 5 runde pe T-side pe All Stars. A, și Molly de short pe A. Rene vine la gogoașă. N-a avut reflex, mai era un om în stânga lui la gogoașă. Trei oameni gogoașă. Hai, Sahen, arată-le de ce ești în stare. Și noi recuperăm cu trei oameni în templu, care au fost luați din lateral de mobii. Lord reușește să le elimine. 2, 1 vs 3 acum, Lord. Nu cred că... Opa, are smoke. Nice try. A încercat o surpriză aici în cave, Rene. Cred că putea să iasă mai bine play-ul ăsta sau se dorea să iasă mai bine play-ul ăsta. Rocking reușește o eliminare. El aude om în cave, dar expiră smoke-ul care l-a acoperat din partea dreaptă, să putem să trebuie niște economie. Dar Sahen deja a fost eliminat, la fel și Rene. Rămânem în situație cu așa. Nu se poate așa ceva. Hai că nu au soartă băieții ăștia. O eliminare. E plecat pe 24 până pe 28? Cine e plecat? Frumos trigger disciplin pe Sahen. Hai că frumos. S-a văzut umbra lui Rene aici. Sahen cu încă o eliminare în cave. Încă o eliminare pentru Sahen. Încă o eliminare pentru Sahen. A plebiștea din chat. Fac și eu ce pot. Rene a încercat push-ul aici în grotă, dar de pe lung din partea lui Lord. Sahen face spam din grotă. Lord a luat un flash și este suarmat de 3 oameni care îi așteaptă. Sunt în colț. Mopi s-a băgat la marginea smoke-ului și le elimină pe Rene. Îl elimină și pe Lord. Sahen reușește să-l
Omoare. Alex aici e campa în bază. Mă rog că s-au dublat. Sahenko eliminare pe B. Și rămâne 1 versus 1 cu polarul advers. Rocking cu eliminare în gogoașe. Lord cu 2 eliminări la cave. Și rămâne Alex în situație de 1 versus X. Încearcă să-i facă piglul Lord. Dar la fel și în scurt să verifice aproape. Sahen, bravo Sahen. Reușește să elimine pe Alex. Lord cu o eliminare. Dar foarte disciplinat polarul advers. Și-au făcut combo la Emad. Și Aldo Loco cu un frag și jumătate. Un frag și un sfert de fapt, i-a dat 25-16. Foarte bine Lord aici s-a infiltrat pe mid și reușește să-i dea backstab cu AVP-ul polarului advers. Și rămâne Mopi în situație de 1 versus 3 și alege să salteze pe lung. Dar este eliminat de vechea schemă buz la cutie. Nu se aștept. Pentru Rene face niște strafe-uri scurte. Dar este eliminat de Martinez. Și rămânem în situație de 3 versus 5. Hai să vedem pe Andu locul de la schemă, de la poziția schemă. A fost eliminat prin texturi. Și aici s-a încheiat atmosfera Aventura All Stars la Major RMR Qualifier. A încercat să verifice, dar a fost pus jos cu blândețe. Folosiți codul ALLSTAR10 pentru 10% discount la produse de X3 Fight de pe Shop for PC.